Puneți alarma și fii alături de noi în fiecare duminică la ora 15:00 la un nou episod din Lara. Vă pup și vă iubesc! Din episodul trecut. De astăzi ești inspector șef. Vom deschide o mică școală aici. Avem nevoie de forțe noi, proaspete, copii fără niciun viitor, care nu au nimic de pierdut. În vremuri de criză se pot face mulți bani. Atunci, criza să fie. Vierme ce ești. Ești ca toți ceilalți. O să fie bine, Hugo. Dacă nu vorbești, să știi că închid. Nu închide. Eu sunt Eli. Lara, oh my god, nu-mi vine să cred. Nu e o farsă, nu? Nu e o farsă. Eu sunt. Mi-e dor de tine și nu doar mie. Unde ai dispărut? Și mie mi-e dor. De voi toți. Ce mai știi de cei de la orfelinat? Nick, Marcus? Pe Nick l-a adoptat o familie, pe Marcus nu-l vrea nimeni, e prea mare. Să-i saluți din partea mea, te rog. Poți să-i saluți tu. Marcus are un telefon ascuns, îți trimit un mesaj cu numărul lui. Alo? Mă bucură nu încât am auzit, Eli. Și eu, să mă suni, te îmbrățișez. Încearcă să stai liniștit, te rog. Îmi pare rău că te țin așa. Însă trebuie să văd dacă mai ești cum ai fost sau ai devenit altceva. Știu, nu poți să vezi nimic. Lumina asta are un spectru special care atacă retina vampirilor. Am studiat de mult asta. Și ai de ce să-ți verifici studiile pe mine, nu? A, poți să și vorbești.
Uneori cei care se transformă își pierd din calitățile umane, cum ar fi vorbitul sau comunicarea. Unii devin mai mult animale, apropiate de lupi sau lilieci. Să știi că uneori e mai simplu să comunici cu lupii și liliecii decât cu oamenii. Deci nu ți-ai pierdut nici inteligența. Nu-i rău. Inspectorul mi-a povestit că erai un puști foarte inteligent și descurcăreț. Însă curelele astea n-au să cedeze la inteligența ta. Crede-mă. Eram? De ce vorbești la trecut? Sunt aici. Și unde e inspectorul? Vreau să vorbesc cu el. E la casa de nebuni. A luat o raznă. Nu mă întreba de ce. Deci vă cunoașteți. Înseamnă că ți-a povestit de mine. Sunteți colegi. De ce mă ții legat? Am și eu drepturi. Sunt doar un copil. Dragul meu Hugo, lasă-mă să-ți reamintesc. Ai murit. A avut loc o ceremonie de adio, cu lacrimi, flori și tot tacâmul. Deci tu nu mai existi. Așadar, nici drepturile tale nu mai există. Ai cât? 16 ani. Deci nu mai ești copil. Se pare că ai trecut cu bine de transformare. Nu s-a pierdut prea mult din vechiul Hugo. Doar că s-au adăugat niște funcții mai speciale, să zicem. Ai dreptate, sunt polițistă. Însă aici sunt în calitate de altceva. Sunt unul dintre ultimii vânători de vampiri rămași în Uniune. Și Hugo, tu ești unul dintre ultimii vampiri rămași în viață. Așa că va trebui să iau o decizie în legătură cu soarta ta. Ia-o mai repede, te rog. Nu mai pot să stau așa. Vrei să te dezleg? O să faci asta? O să mă ataci? Nu am de ce și te rog, oprește luminile astea, nu pot să văd absolut nimic. Mama, n-ai plecat? V-am selectat pe voi ca să vă fac un anunț. Nu, nu vă bucurați, nu veți primi mai multă mâncare. N-ați făcut nimic ca să meritați asta. Dimpotrivă, unii dintre voi chiar și-au băgat nasul pe unde nu trebuie. De unii am scăpat, dar iată că avem și un membru nou. Sunt convinsă că se va simți foarte bine aici la noi. De astăzi veți începe niște cursuri mai speciale. Voi alcătui o clasă cu cei mai deosebiți dintre voi. Personal n-aș alege pe niciunul, dar o să faceți cunoștință cu noua voastră profesoară, Morfelia, și mă aștept să vă comportați exemplar. Ce, spune odată dacă tot mai întrerup. Doamna, putem primi cină de seară? Sunt unii copii care n-au primit cină de 2 zile. Ah, serios? Sunt unii copii care n-au mâncat de 2 zile? Doriți cumva și desert? Ia spune, ți-e foame? Știi ce făceam eu când eram mică și mi-era foame? Mușcam degetele.
tare, până la sânge. Pentru că durerea e mai puternică decât foamea. Întinde mâna. Hai, 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 nu-ți fie frică, întinde-o tare. Ia spune-mi, îți mai e foame? Nu. Îi mai e cuiva foame de aici? Ce bine. În cazul acesta eu am să plec să mănânc. Bună ziua, doamna director. Pot să vă deranjez? Ai făcut-o deja. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt noul inspector șef al departamentului de poliție din Lost City. Puteți să-mi spuneți Nathan. Să înțeleg că sunteți înlocuitorul celui care a nebunit? Eu zic să aveți grijă. S-ar putea să se ia. Tocmai de asta am venit. Ea este Ira, fata domnului inspector. Ah. Știi, nu mă așteptam să spun asta, dar chiar mă bucur să te văd aici la noi. Eu și cu tatăl tău am avut o oarecare simpatie. Dar unde spuneați că e? A, da. A nebunit. Ei, asta e viața. Uneori ești sus, alteori ești jos. Ei, gata, gata, nu mai plânge. Aici ești pe mâini bune, da? Hai, alătură-te celorlalți. Vă veți ocupa dumneavoastră de acte, da? Sigur. Vă rog mult să o primiți. De asta suntem aici. Să ajutăm cum putem. Mulțumim frumos, n-aș vrea să vă rețin. Sigur, mulțumesc tare mult. La revedere, doamna director. La revedere. Asta e partea bună în a fi așa cum ești tu. Te vindeci repede. Chiar și după gloanțele mele de argint. Credeam că sunt doar mituri. Unele sunt, altele nu. O să vezi pe parcurs. Pe parcursul al ce? Adevărul e că habar n-am. Sper să fi luat decizia corectă că te-am lăsat în viață. Bunicul și tatăl meu m-ar fi dezmoștenit dacă ar fi știut ce am să ajung să fac. De ce m-ai lăsat să trăiesc? Oricine merită o a doua șansă. Chiar și un vampir. Hugo, nu-mi ușurez deloc situația, știi? Și ce urmează acum? Depinde de tine. Adică... nu am trecut testul încă. Hugo, eu sunt singura care te poate ajuta. Știu aproape totul despre cei ca tine. Poți să pleci, să fii fugar, urmărit de poliție sau de alți vânători de vampiri. Sau poți să rămâi aici cu mine. Să te descoperi. Să învățăm împreună. Și în plus, poți să stai tolănit pe canapeaua mea și să te uiți la Netflix. Adică sunt liber să plec dacă vreau? Da, promit. Sper că ai un televizor mare. Nu vine să cred, Ima. Ce cauți aici? Ce bine că te-am găsit, Ira. Nu știam nimic de tine. Tatăl meu a dispărut. Nu știu unde e. A plecat să-i dea niște costume lui Franco. Și nu s-a mai întors. De mama nu știu nimic de foarte mult timp. Am rămas singură. Nu e singură. Ești cu mine acum. Dar tu ce cauți aici? După toată povestea cu Hugo, s-a întâmplat ceva cu tatăl meu. Era foarte absent. Nu mai vorbea cu nimeni. A căutat-o mult timp pe Serpina și cred că a și găsit-o. La un moment dat, și-a pierdut mințile și a fost găsit un blând singur pe străzi.
Știu. Am văzut la știri. O să fie bine, Ira. Îmi pare foarte rău. Voi erați foarte apropiați. La mine nu era așa. Nu înțeleg ce se întâmplă cu noi. Cu lumea asta. Nu știu, dar parcă s-a întors totul pe dos. Trebuie să rămânem unite de acum. Orice ar fi. Orice ar fi. Așa e Fausta. Va trebui să te obișnuiești cu ea. Tu te-ai obișnuit? Până azi eram obișnuită. Și ce s-a întâmplat? Azi m-am trezit. M-am privit în oglindă și nu mi-a plăcut ce-am văzut. Nu vreau să mă obișnuiesc așa. Când stai prea mult în preajma Faustei, mai știi cine ești. Tu știi? Credeam că știu, însă m-am trezit și eu, tot azi, aici, singură, abandonată. Speriată? Atunci, astăzi e un nou început. Pentru amândouă avem ceva în comun. Aș vrea să pot să-ți spun că nu ai de ce să te temi, însă Fausta e imprevizibilă. Am auzit de la tata. Îmi mai povestea uneori despre ea. Însă nu am crezut că o să ajung vreodată să o și cunosc. Mă simt atât de singură. Nu știu cum am ajuns aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu tata. De ce e la spitalul de nebun? Mama. Mama a dispărut și ea. Acum știu ce simțea Lara. Am judecat-o greșit tot timpul. O cunoști pe Lara? Da, până azi am urât-o. Însă acum îmi dau seama că am greșit. Și eu am greșit față de ea. Mult. M-am comportat oribil. Fausta m-a influențat. Dar adevărul e că Lara a fost singura care a fost în stare să mă înfrunte pe Fausta, să-i se opună. Până azi. Până azi. Îți este foame, bănuiesc. Ăsta e un alt test? Nu. E de la ultima căprioară vânată de tine. I-am rugat pe cei care au ridicat-o să-mi lase o sticlă pentru analize. Hai, servește! Te rog! Da, Nathan. Tocmai vin de la depozitul de care ți-am zis. N-am găsit nimic. Nici urmă de zerbina. Înseamnă că a fost o pistă falsă. Cred că da. Ești ok, Milfred? Da, de ce întrebi? Nu cred că ajung mâine la birou. Mă încearcă o răceală. Să mă anunți dacă mai apare ceva. Bine, am înțeles ce fac.
Știe cineva pentru ce ați fost aleși să fiți aici? Pentru că nu avem Netflix și ne plictisim. Ah, ce drăguț. Îmi place umorul tău. Ai curaj. Dă-mi voie să te felicit. Hai, dă-mi mâna. Mai are cineva chef de glume? Acum, știe cineva pentru ce ați fost aleși să fiți aici? Te rog. Ne-a zis doamna Fausta că azi vom începe un curs. Foarte bine, începem să ne înțelegem. Așa e, vom începe niște cursuri mai speciale. Vă voi testa limitele, vă voi învăța lucruri la care nici măcar nu visați, sau poate doar în coșmaruri. Cei care vor trece testele și se vor dovedi talentați, vor avea numai de câștigat. Cu alte cuvinte, dragilor, eu sunt biletul vostru de ieșire de aici. Așadar, să începem. De astăzi vă veți numi Generația Z. Din episodul următor. Bine ai revenit, Lara. Înseamnă că e momentul să afli totul. Totul despre ce? Despre Hugo cel nou născut. Ira, noi două trebuie să ne cunoaștem mai bine. Adio, Lara. Eu cu mine, eu cu mine, dar eu cu mine trec. Eu cu mine, eu cu mine, merg înainte, mă uit în spate. Zâmbesc frumos ca în toate dor. Îmi zic hai luptă că nu e ușor. Eu cu mine, eu cu mine, dar eu cu mine, yeah, în fața tuturor. Dar eu cu mine, yeah, nu e ușor. Dar eu cu mine, în fața tuturor.